unghiuri fugate. Pescuit. Am fost mai întâi la Kaufland să servim ceva de la City Grill. Apropo, s-a făcut mititelul, știți că era porția 4 mici la cât era, 10-11 lei, așa ce aici la românească. Și s-a făcut 5 lei bucata. Așa, și acum ne ducem să luăm niște larve de muscă. Adică viermuș, după cum îi știe toată lumea. Toată lumea din popor. Aici este soția mea la volan. Ea mai are autoturism din familie. Eu nu prea mai am. Adică am, da, am un fel de, cum se cheamă ala lui Flintstone, am o gaură în podea și alerg pur și simplu pe Iabadabadu, da, alerg pe stradă și se mai mișcă așa, mai ales la vale, la deal. Mi-e un pic mai greu, dar reușesc să ajung la muncă cu dânsa. Bun, n-a niște larve. Hai să vedem dacă e la chirița aici deschis. Dacă nu mai știu eu un loc. Dar nu-mi place să mă duc acolo, că... Nu, nu ești bine tratat în acel magazin foarte scump. Noi pronunțăm numele. Aici avea niște cărnați, niște carne bună de oaie, parcă niște pastramă. În fine, aici pe dreapta, un prieten de-al meu. Bun, ce facem? Iar la morunaș? Crapul? Hai să mă dau așa să văd și... Crapul e sensibil. Crapul e sensibil la mișcările de... Nu trage când vrei tu. Păi și gata, l-ai abandonat, n-avem și noi o constanță, o... Avem, dar... Mai... Trebuie să mai faci o pauză. Da, o constanță întreruptă. Da. Da, după ce am luat atunci vreo 6 kg de morunaș mare, parcă... Nu abandonăm crapul, doar așa un pic, o mică pauză înainte de viitură, de așa zis, sub potop bine meritat al pământenilor. Bun. Cum vrei tu la cablurile alea să facă roșu? Hai că mă duc, ai un sfic. Ce e acela, un sfic? E un clește mai ascuțit. Hai că, bine prieteni, Ne auzim mai târziu cu ceva capturi, sperăm să scoatem. Normal, la să scoatem sperăm, la poze. Mamă, nu faci așa, nu porni așa. Da. Nu porni așa la drum, sperăm. Nu mai fi creativă, n-ai văzut că pescarii nu vor să fie creativi și nu se uită la oameni, nu mai fi creativă. Zici tu ceva banal, normal. Ceva banal. Sperăm să scoatem ceva la poză. Ceva banal e atât s-a putut. Hai, și ieșirea contează. Și ieșirea contează. Hai. Bine așa? Calco. Bun, am ajuns și la magazin. Articole de pescuit Brăila, drobanților 626. Să cumpărăm niște larve grase. Nico, sper să nu mai cumperi nimic în plus de data asta decât larve. Da? Avem nevoie de bani pentru copil la facultate. Haideți să vă arăt ceva interesant. Aici este soția mea, Nicoleta. Ia priviți ce e aici. A? Mai zi ceva.
Mai zic? Mai zic ceva, că n-ai ce. Da, suntem la Dunăre, pe un loc secret. Ele sunt, pe care știe toată Brăila, ele sunt surorile Sisters, Dual Force Profele. Îi face până și directorul de la Claumar Pescar reclamă. Nada Green Halibut de la Utopia Baits. Revenim cu capturi, prieteni, poate scoatem ceva la poză. Știați că viermușii nu sunt de fapt viermi, ci sunt larve, și anume larve de muscă? Care este diferența dintre larvă și vierme, vă întrebați? Ei bine, viermele rămâne un vierme toată viața, pe când larvele se vor transforma în insecte. Fiecare femelă de muscă depune până la 500 de ouă, dacă e cald și bine, o să în vreo zi iese viermișorul și cam în 2 săptămâni se transformă în muște, da? Se închide în acest săculeț maroniu care pute și se zice pupă, dar să nu le pupați, și apoi se transformă în muscă. Sunt bune de pus în nadă ca și momeală, deci nu le irosiți că s-a făcut 3 lei păhărelul. Baftă la pește! Au, ce aici, amorul, noi de gras pa să fie. Bravo, Nicoleta! Da, eu am dat pe crab, jur, dar totuși intră la pop-up morunași de ăștia foarte bătăioși. Deci ai drill cu ei, pur și simplu.
Da, mai sunt 2 ore din partidă, vinei. 2 ore nu l-ascultați. Da, a ajuns și la Brăila, așa iarba se așează pe fire dacă o lași mai mult de 10 minute. S-a tulburat foarte tare, cioate, crenguțe, aia e, dar ciortan nu am luat până acum, dar am luat morunaj, mărișori frumoși, mulți, pesăturate. Mai stăm. Ieșirea contează oricum. Când prins pește, ieșirea contează. Da, voiam să zic că s-a hrănit morunașul cu n-am mai văzut. Foarte, foarte violent. Poate mă gândesc că simte schimbarea vremii, schimbarea apei, că o să stea liniștit vreo 2 săptămâni. Și de-aia a ieșit pe hrănire, adică driluri, stânga, dreapta, fugit, slăbit firul, niște trăsături și niște o putere și o vivacitate pe ei, pe care nu am mai văzut. Și cred că de asta sunt masiv pe hrănire. Și apoi, așa cum se întâmplă, orice poveste frumoasă se sfârșește la un moment dat și începe alta. De lansetele astea sunt foarte mulțumit, eu nu m-am mai trecut pe coșuleț, am rămas pe astea cu fire groase, cu așa, la momitor, dar am prins destul de bine. Dacă sunteți din Brăila și vreți să cumpărați, au adus la 38 din barieră, e 65 de lei bucata. Da, sunt niște chinezării, plasticul e cheap, dar îți faci treaba cu ele, eu sunt mulțumit. Dacă n-ai pretenții prea mari, sunt ok. Ăla-i ciortan direct. Nu te-a agățat, că-i departe. Poate l-am agățat pe el. Ba da? Vreau să mulțumit. Să putea și mai bine. Deci până la urmă am luat o tiri, dar nu am luat. Puțin ca data trecută, da. Frumos. $3,600. Care 500 de grame de lată. Da. Eu așa de aici atunci, ce-am mă, catalan, în poneta, care i-am mai prins după aia, să mai pun. Hai închide camera. Da, hai să vedem cât a prins și frate meu, deci noi am luat 3,600 amândoi. Bă, tu mama, cu panoramă din niciodată. 4 kg jumate, el minus ăsta, deci 4,200 kg. Bine, cu cea mai eliberat și el nu mai filma asta. Ia zi mă, cât are el altă? Cât are el altă, zi? Ce? În greutate, cât are? Închide. Ăla 80 de grame. Aici scoatem peștișorul, usturoiul și alții care așteaptă.
Gata, mămăliguță, mujdei de usturoi cu roșii. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această delicatesă.